Cu toții ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, înălțând frumoasa cântare, să înalți jertfa ta, Iisuse, mai întâi și mai deplin, harurile ei aduse și comorile ei nespuse, iată ce doresc. Amin. Înaintea ta și te binecuvântăm pentru că prin mila și îndurarea ta și în anul acesta ne putem aduce într-un mod special aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos. Așa cum am cântat, vrem să înălțăm această jertfă. Este jertfa prin care noi avem răscumpărare, prin care avem acea posibilitate de a intra într-un legământ nou cu tine. De aceea, din toată inima, spunem binecuvântat să fie numele tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru Domnul Iisus Hristos și îți mulțumim pentru că El a fost gata să meargă până la jertfă, astfel încât noi să avem garanția vieții veșnice. Îți mulțumim, Doamne Tată, pentru că nu s-a uitat la ceea ce îi stătea înainte, ci s-a uitat la ceea ce urmează, la ceea ce este definitiv și este veșnic. Doamne, îți mulțumim pentru că El a fost gata să sufere crucea, să disprețuiască ocara și avem încredințarea că acum este la dreapta tronului de mărire, de aceea binecuvântat să fie numele Lui.
Noi ne-am adunat în după-amiaza aceasta aici ca rod al suferințelor Domnului Iisus Hristos. Doamne, te rog ca Tu să ne ajuți să privim la ceea ce a făcut Mântuitorul nostru și apoi în felul acesta să-Ți aducem mulțumirea noastră, închinarea noastră. Dar în același timp te rugăm, ajută-ne ca uitându-ne la jertfa Domnului Iisus Hristos să înțelegem și care este responsabilitatea trăirii noastre. Doamne, Te binecuvântăm pentru ziua de astăzi, pentru timpul care îl putem petrece aici și Te binecuvântăm și pentru frații noștri, surorile noastre, pentru toți aceia care ne urmăresc în după-amiaza acestei zile. N-am vrea altceva decât prin cântarea noastră, prin rugăciunea, prin cuvânt, să facem altceva decât să îndreptăm înspre Golgota, să îndreptăm înspre Domnul Iisus Hristos. Am vrea să rămânem copleșiți de dragostea Lui, de bunătatea Lui și în felul acesta am vrea ca inimile noastre să fie sensibilizate. Doamne, așteptăm sărbătoarea învierii Domnului, dar până atunci ajută-ne să nu trecem ușor peste momentul acesta al răstignirii și al morții Domnului Iisus, să înțelegem mesajul care îl are și în felul acesta să putem să fim oamenii care apreciază într-un mod corect, într-un mod just întreaga Lui lucrare. Mă rog să binecuvintezi toți frații noștri, surorile noastre care sunt într-un duh cu noi. Mă rog, Doamne, să-i binecuvintezi pe cei care în casele lor fiind se închină înaintea Ta și Te rog ca Tu să unești închinarea noastră cu a lor și am vrea ca în Duhul să fim una. Îți mulțumesc că Tu vei binecuvânta cântarea de laudă, îți mulțumesc că vei binecuvânta și cuvântul Tău. De aceea în numele Tău vrem să fie glorificat și să fie înălțat și în numele Domnului Iisus Hristos Te rugăm, ascultă-ne rugăciunea. Amin. Slăvim pe Dumnezeu cu toții prin frumoasa cântare Cum pot răsplăti eu iubirea-ți imensă când Tu ți-ai dat viața pentru un păcătos. Cum pot răsplăti eu iubirea-ți imensă când Tu ți-ai dat viața pentru un păcătos? În schimb o primește umilă ofrandă, umilă ofrandă, Iisuse Hristoase, din inima mea. Umilă ofrandă, Iisuse Hristoase, din inima mea. Supra-nveghează cu dragostea Sa. Un Tată puternic ce-a supra-nveghează cu dragostea Sa. Nu o pot răsplăti eu cu argint sau cu aur, măreț sacrificiu și dragostea Ta. De aceea, o Doamne, Te rog, azi primește, primește cântarea scăldată în lacrimi și inima mea. Primește cântarea scăldată în lacrimi și inima mea. Amin. Gândindu-ne și la versurile acestei frumoase cântări, nu putem decât să spunem slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Nu putem decât să spunem, Doamne, Îți mulțumim, Îți mulțumim și iarăși Îți mulțumim.
Este o zi în care ne aducem aminte mai bine, mai mult, de jertfa prețioasă și scumpă a Domnului nostru Iisus Hristos, de prețul nespus de mare pe care Dumnezeu l-a plătit pentru fiecare dintre noi. Ne aducem aminte de acea zi în care Dumnezeu ne-a arătat cât de mult mă iubește și cât de mult ne iubește, atât de mult încât a fost dispus să dea tot ce a avut mai de preț și mai scump pe Domnul nostru Iisus Hristos ca să moară pentru noi și în locul nostru. În momentele cele mai grele, în momentele și în ceasurile cele mai grele, atunci când, într-o zi ca și aceasta, Domnul Iisus Hristos era răstignit pe cruce, când era cuprins de atâta suferință și durere, când păcatele întregii lumi erau asupra Lui, chiar și în acele momente și ceasuri grele, Domnul Iisus Hristos a ținut ca încă o dată să mai strige la Tatăl, să se roage și să ceară iertare pentru aceia care l-au țintuit pe cruce. Sunt momente grele pe care le trăiește omenirea astăzi, dar în astfel de momente, cred că avem de învățat încă o dată de la Domnul Iisus Hristos că cel mai bun lucru pe care îl putem face și în astfel de momente este să venim în rugăciune. La fiecare întâlnire pe care noi am avut-o în locul acesta, în fiecare timp de închinare, am dedicat un timp în care să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Așa vom face și de data aceasta și în seara aceasta. Și împreună cu frații de aici, împreună cu dumneavoastră, cei care sunteți acasă și ne urmăriți, vrem să avem câteva momente de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și cred că mai întâi de toate, în seara aceasta, în timpul acesta de închinare, de rugăciune, ar trebui să venim și să avem un timp în care să îi mulțumim lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că l-a dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi și să-i mulțumim Domnului că a acceptat să moară pentru noi și în locul nostru. Să-i mulțumim că a acceptat să meargă El la Golgota. De fiecare dată când suntem la acest pas de sărbătoare, mă gândesc că acolo pe cruce ar fi trebuit să fiu eu. Și Domnul Iisus Hristos a spus, mă duc eu, Sergiu, în locul tău. Și ar fi trebuit să fim fiecare dintre noi acolo, să plătim noi pentru păcatele noastre, dar a hotărât să plătească El. De aceea, în seara aceasta, în primul motiv de închinare, de rugăciune înaintea lui Dumnezeu, vreau să mulțumim pentru jertfa de la Golgota. Să mulțumim pentru că Dumnezeu a dat ce a avut mai scump și să mulțumim Domnului pentru tot ce a făcut pentru noi și în locul nostru, slăvit să fie numele Lui. În privința aceasta și cu acest motiv de mulțumire, înaintea lui Dumnezeu va veni și ne va conduce fratele Petrică Avram. Apoi, de acolo, de pe cruce, Domnul Iisus Hristos a cerut iertare. Și noi, în dățile trecute, când ne-am întâlnit în locul acesta, am venit și ne-am cerut iertare. Dacă Domnul Iisus Hristos de acolo a cerut să li se ierte păcatele acelora care l-au răstignit, cred că este și de datorie azi. Și se cade și se cuvine să venim încă o dată înaintea lui Dumnezeu și noi și să spunem, Doamne, te rugăm să ne ierți. Și nu numai să spunem, Doamne, te rugăm să ne ierți, ci să spunem în seara aceasta, Doamne, îți mulțumim că ne ierți. Și vestea bună este că după 2000 de ani de la acea jertfă scumpă și prețioasă a Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu încă mai iartă oameni. Dumnezeu încă mai iartă păcate, slăvit să fie numele Lui. De altfel, singurul care și astăzi este gata și este dispus să ierte orice păcat, este Dumnezeul nostru. De aceea vreau să venim să ne cerem și iertare și vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu că mai este dispus să ne ofere iertare. Binecuvântat să fie El. Împreună cu fratele Emanuel Blidariu ne vom cere iertare înaintea lui Dumnezeu și vom mulțumi lui Dumnezeu
că ne oferă și ne dă iertare, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi, vreau să medităm și meditând la ceea ce s-a întâmplat într-o zi ca și aceasta, Scriptura ne prezintă că au fost puțini, e adevărat puțini oameni, care au fost mișcați și cercetați de ceea ce au văzut la Golgota, de acea scenă în care Fiul lui Dumnezeu a plătit pentru noi, de toată suferința pe care a îndurat-o și a suportat-o El. La fel, țin să vă spun că mă bucur să aud, să știu, să văd și astăzi că încă Duhul lui Dumnezeu lucrează și încă sunt oameni care realizează cât de mult a făcut Dumnezeu pentru ei. Că sunt oameni care în zile ca și acestea sunt cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Și vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu în seara aceasta că încă mai cercetează oameni, că încă mai convinge oameni. În mod special și în perioada aceasta au fost oameni care s-au hotărât pentru Dumnezeu. Și nu putem să spunem decât slăvit să fie Dumnezeu. Vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu că cercetează în continuare oameni, așa cum ne-a cercetat și pe noi. Și în același timp în care îi mulțumim lui Dumnezeu că cercetează oamenii, îl și rugăm ca atât în ziua de astăzi, cât și în zilele următoare, zilele de sărbătoare care urmează, tot mai mulți oameni să fie cercetați. Vreau să ne rugăm ca tot mai mulți oameni să fie cercetați în așa fel încât să se hotărască pentru Domnul. Dar vreau să ne rugăm și pentru aceia care s-au hotărât pentru Dumnezeu. Vreau să ne rugăm și să-i aducem înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ajută-i să-și păstreze hotărârea și decizia pe care au luat-o. Împreună cu fratele Mihai Soloma, vom mulțumi lui Dumnezeu pentru cercetare și vom cere cercetare din partea lui Dumnezeu peste noi, peste biserică, pentru cei dragi ai noștri, pentru aceia care îi vrem întorși la Dumnezeu. Ne vom ruga ca Domnul să îi păzească și să le mențină acea hotărâre bună a oamenilor, a persoanelor care s-au hotărât pentru Dumnezeu. Și tot am amintit noi și în dățile trecute și mi-aș dori să păstrăm gândul acesta. I-am adus pe frații și surorile noastre înaintea lui Dumnezeu. Vreau să ne rugăm pentru zilele acestea de sărbătoare și să cerem să fie sărbători binecuvântate. Sunt sărbători altfel decât am fost obișnuiți. Am fost obișnuiți să fim de sărbătoare în casa lui Dumnezeu, să fim împreună. Știu că unora dintre dumneavoastră vă este tare, tare greu. A trecut și un anumit timp de când nu ne-am văzut. Vine și această sărbătoare și probabil că dorința de a fi împreună este și mai mare. Dar vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste zile de sărbătoare și să ne rugăm ca El să ne fie alături. Vreau să ne rugăm ca Domnul să le fie alături acelora care obișnuiau în perioada aceasta anului să se întoarcă să fie acasă. Și de fiecare dată, acum eu am prins doar Crăciunul aici la dumneavoastră, fratele Titus îi amintea și îi saluta pe cei veniți din diaspora. V-am fi salutat și în anul acesta, ne-am fi dorit să fim împreună. Dar ne rugăm pentru toți frații și surorile noastre, în această sărbătoare, în această perioadă, ca Domnul să-i însoțească. Ne rugăm pentru cei plecați departe de casă, ca Domnul să le fie alături acolo unde se află. Și ne rugăm ca prezența lui Dumnezeu să fie alături de fiecare dintre noi. Împreună cu fratele Cristi Fiat, vom cere binecuvântare peste sărbătoarea aceasta, peste frați, peste surori și în mod special peste cei care sunt plecați departe de casă. Vreau să mai avem un moment de rugăciune și împreună cu fratele Adivuc vom veni înaintea lui Dumnezeu ca unul care este slujitor al lui Dumnezeu. Vreau să ne rugăm pentru slujitorii lui Dumnezeu. Este o perioadă la fel de grea și pentru slujitori. De fiecare dată și cred că fiecare din frații noștri simt același sentiment, este foarte greu să vii aici în față și să vezi biserica goală. Dar ești cumva încurajat de faptul că sunt frați care te urmăresc, că sunt frați care se roagă, dar totuși e foarte greu. Vreau să ne rugăm pentru slujitorii lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i întărească și vreau să ne rugăm în mod special să cerem din partea lui Dumnezeu cu un slujitor al lui Dumnezeu în seara aceasta, ca Dumnezeu să ne trimită mesaj
din partea Lui de aceste sărbători. Să spunem, Doamne, vrem să auzim cuvântul Tău de sărbătorile acestea. Doamne, vorbește prin slujitorii Tăi încă o dată. Doamne, dă-ne cuvânt și dă-ne hrană, dă-ne învățătură din Sfânta Scriptură. Alături de această rugăciune pentru slujitori, vreau să ne rugăm și de data aceasta. Să ne rugăm pentru cei care sunt medici, asistente, personal medical. Îi aducem înaintea lui Dumnezeu și cerem și peste ei protecție din partea Domnului. Știm că unii, în loc să fie acasă de sărbătoare împreună cu familia, vor fi la spital îngrijind de cei bolnavi. Ne rugăm ca Domnul să-i păzească, să-i ocrotească acolo unde se află. Venim și stăm înaintea lui Dumnezeu însoțiți de aceste îndemnuri, dar nu numai de aceste îndemnuri, ci poate și de altele pe care le avem în suflet, pe inimă, și cu care vrem să venim înaintea lui Dumnezeu. Așa îndemn pe frați să vină înaintea Domnului în rugăciune și așa vă îndemn pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți. Și spunem, Doamne, îndură-te și primește și ascultă rugăciunea noastră. Amin. Să ne rugăm lui Dumnezeu. Venim în aceste clipe de seară, Doamne, și îți mulțumim pentru că Tu ne-ai purtat pe brațe, Doamne, și ne-ai păzit până în acest moment și ai fost cu noi. Îți mulțumim, Doamne, în mod deosebit pentru că L-ai dat pe Domnul Iisus ca să moară pentru noi și îți mulțumim Ție, Doamne Iisuse, pentru că Tu ai fost acela care a acceptat, Doamne, și ai venit în lumea noastră, Doamne, ca să ne aduci mântuirea. Mulțumim pentru că Tu Te-ai jertfit, ai murit pentru noi, Doamne, și apoi ai înviat. Îți mulțumim pentru că ești Mântuitorul nostru, Doamne, și ajută-ne, Doamne, ca cât vom trăi pe acest pământ, Doamne, să-Ți mulțumim, să Te lăudăm, să Te slăvim și să Te cinstim pentru că Tu meriți toată slava și toată cinstea de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Tatăl meu din cer, îți mulțumesc și eu, Doamne, pentru ziua aceasta, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru jertfa de la Golgota, Dumnezeule. Îți mulțumesc, Doamne, că mă iubești pe mine, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că încă îmi vorbești, Dumnezeule, încă vrei, Dumnezeule, să mă schimb, Dumnezeule, să învăț câte ceva, Dumnezeule. Ajută-mă, Dumnezeule, să mă pocăiesc mai mult, Doamne. De aceea vin astăzi, Doamne, să-ți cer iertare pentru toate lucrurile rele, Doamne. Prea puțin, Dumnezeu, am arătat, Doamne, prin trăirea mea că sunt copilul Tău, Doamne. De aceea ajută-mă, Dumnezeule, să îmi schimb viața mea, Dumnezeule, purtarea mea, Doamne, vorba mea, Dumnezeule, să fie dreasă cu sare, Dumnezeule, și să astfel, Doamne, să fiu, Doamne, un om al Tău, Doamne, să fiu onorat, Dumnezeule, prin viața mea, Doamne. Te rog să ne ierți, Dumnezeule, pe noi că am fost de cele mai multe ori comos, Doamne. N-am ascultat de Tine de cele mai multe ori, Dumnezeule, venind, Dumnezeule, cu drăzneală, Doamne, să cerem iertare, Doamne, și să spunem, Doamne, că nu mai vrem să existăm Duhul Sfânt, Doamne, și vrem, Doamne, să fim plini de Duh, Doamne, și vrem să fim, Doamne, al Tău, Doamne, pentru să ne pregătim, Doamne, pentru întâlnirea cu Tine, Doamne. Ajută-ne, Doamne, lucrul acesta, în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumesc, Doamne, că în această săptămână ne-ai purtat de grijă, Doamne, și ai fost cu noi în fiecare zi, Doamne. Bunătatea Ta nu are margini, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, pentru binecuvântări, pentru sănătate, pentru tot ceea ce Tu ne oferi, pentru că tot ceea ce avem, avem din mâinile Tale, Doamne, și de aceea îți mulțumim. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, și simțim prezența Duhului Tău cel Sfânt, o Doamne. Te rog, Doamne, ca acest Duh Sfânt să se simte și la toți ascultătorii, o Doamne. Binecuvântează-ne pe fiecare în parte, Doamne. Îți mulțumim pentru harul care ne-a fost dat, o Doamne. Harul de a asculta cuvântul Tău, Doamne, și harul de a vesti cuvântul Tău mai departe, Doamne. Fie ca mântuirea să ajungă la fiecare suflet, o Doamne, la fiecare familie. Mă rog, o Doamne, pentru cei ce s-au hotărât pentru Tine, o Doamne. Ține-i în brațul Tău, Doamne, binecuvântă-i, dă-le putere, Doamne, întărește-i și numele Tău să fie slăvit. Doamne, mă rog și pentru fratele meu de corp care este în Spania, Doamne. Trebuie, Doamne, Tu să-i ferești, Doamne, de acest virus, să-i ții în brațul Tău, să-i binecuvântezi. Și numele Tău să fie slăvit în toate. Amin. Tată bun, prin harul Tău ai îngăduit să trăim vremuri speciale, deosebite. Nu așa ne gândeam anul trecut în aceeași vreme și nici măcar la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an. Dar îți mulțumim din toată inima că în mâna Ta sunt vremurile și soloacele și știm, Doamne, că Tu ai în controlul Tău toate lucrurile. Mulțumim că ne constrângi să înțelegem că bucuria dată de aceste sărbători n-ar trebui să fie generată de prezența noastră neapărat într-un anumit loc, ci de prezența Ta în inimile noastre. Te rugăm frumos, ca și cu această ocazie, Doamne, să ni Te descoperi prin cuvântul Tău, să ai un mesaj special pentru sufletele noastre. Mă rog pentru cei care ar fi vrut să vină de aceste sărbători acasă,
Doamne, și noi am fi dorit asta. Ne-am fi dorit să ne bucurăm împreună aici, în casa Ta, să înălțăm, să glorificăm numele Tău. Doamne, cred că anul acesta parcă nu ești interesat de cantitate, ci de calitatea noastră. De aceea, Te rugăm, folosește cuvântul Tău, folosește Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, și Te rugăm frumos, cizelează în viețile noastre tot ceea ce trebuie lucrat în continuare ca să ne asemănăm tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Mă rog pentru frații și surorile noastre care sunt în străinătate, acolo unde sunt, Doamne, Te rog să ai grijă de ei. Te rog, Doamne, să-i binecuvintezi, Te rog să le dai sărbători deosebite și aș vrea, Doamne, ca prezența Ta, învierea Domnului Iisus Hristos să fie într-adevăr o bucurie pentru fiecare dintre ei. De asemenea, Te rog ca prin acest act pe care îl comemorăm în fiecare an și ne aducem cu drag aminte, am vrea, Doamne, ca încrederea fiecăruia dintre ei și a noastră, celor care suntem aici, să fie tot mai mult întărită în Tine. Te rugăm frumos, Dumnezeule, să Te apropii cu drag de fiecare dintre ei, acolo unde sunt. Te rog, Doamne, să le binecuvintezi familiile. Te rog, Tată bun, să-i ferești de tot ce poate fi rău și, în mod deosebit, de virusul acesta. Ajută-i, Tată bun, să se bucure unii de ceilalți, Doamne, și acolo unde se află, să înalțe și să glorifice numele Tău și să trăiască cu nădejdea că va veni momentul acela când, așa cum ai promis prin cuvântul Tău, vei veni pe norii cerului și ne vei lua acasă, ca acolo unde ești Tu să fim și noi împreună cu Tine, nu o zi, nu două, ci o veșnicie întreagă. Doamne, bazați pe promisiunile Tale, bazați pe cuvântul prin care ne-ai spus că vei fi alături de noi, la fiecare pas, în fiecare moment. Nu încetăm să Te slujim pe Tine, Doamne, și de aceea ne strângem aici. Am vrea ca prin prezența noastră aici să fim o îmbărbătare pentru frați, pentru surori, pentru toți cei care ne urmăresc. Am vrea să fim un mod de a cerceta sufletele altora care încă nu Te cunosc pe Tine și am vrea într-un mod deosebit să fim un prinos adus ca mulțumire pentru tot ceea ce ai făcut la noi, pentru noi la Golgota. Numele Tău dorim să-L slăvim, să-L înălțăm și să binecuvântăm în vecii vecilor. Amin. Doamne Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, mă rog, Doamne, pentru toți slujitorii din țara aceasta, Doamne, pentru păstorii care ai pus să păstorească turma Ta, Doamne, în vremuri ca acestea, Te rog, Doamne, să le deschizi ochii inimii, să înțeleagă bine care este voia Ta. Te rog, prin Duhul Tău cel Sfânt, să le dai daruri de slujire. Te rog, Doamne, să-i binecuvintezi și cuvântul care îl vor rosti cu buzele să nu fie altceva decât cuvântul Tău și voia Ta. Doamne, mă rog pentru ei și familiile lor, să lași protecția Ta divină. Doamne, vedem că în vremuri ca acestea, cel rău nu doarme. El, dimpotrivă, caută să aducă tulburare, atât în familiile din biserici, cât și în familiile slujitorilor, cât și în inima slujitorilor. Te rog, Doamne, apără-ți slujitorii prin protecția Ta divină. Te rog să mustri pe cel rău. Doresc, Doamne, și Te rog să depărtezi orice uneltire a celui rău, Doamne. Fă să se cunoască că toți acești slujitori care Tu i-ai pus sunt copii ai Tăi, sunt protejați de Tine, sunt în palma Ta. Și Te rog, Doamne, să-i ții în palma Ta și în brațul Tău biruitor. Îți mulțumesc pentru fiecare slujitor în parte, pentru fiecare păstor și în mod special mă rog pentru păstorii din biserica aceasta, pentru fratele Titus, pentru fratele Sergiu. Doamne, binecuvintează-i. Păzește-i de tot ce este rău, păzește-i de boală, păzește-i de suferință. Dă-le, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt, ca să domnească peste inima lor. Ajută-i ori de câte ori stau înaintea Ta să prindă gândul Tău și voia Ta. Vrem, Doamne, ca această biserică să fie călăuzită prin puterea Duhului Tău cel Sfânt și Îți mulțumesc, Doamne, că I-ai ales pentru slujba aceasta și mă rog încă o dată să-I binecuvintez. Ne îndreptăm privirile spre medici, spre asistenți, spre cei ce lucră în complexul acesta sanitar. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, păzește-i, Doamne. Încă o dată vrem, Doamne, să vedem că Duhul Tău și că protecția Ta divină este peste ei. Acei care sunt creștini, sunt copii ai Tăi, ajută-i să Te reprezinte cu cinste, Doamne, la locul de muncă. Pune în ei, Doamne, multă răbdare.
îndelungă răbdare. Dă-le, Doamne, zâmbet, dă-le seninătate. Pune bucurie în sufletul lor, te rog, în numele Domnului Iisus Hristos. O bucurie care vine de la Tine și care să o împărtășească în jurul lor. Ajută-i, Doamne, ca mireasma care o lasă în jurul lor să fie mireasma Ta, Doamne. În numele Domnului Iisus Hristos, te rog să-i păzești de tot ce este rău. Păzește-i de acest virus, Doamne. Păzește casele lor, copiilor. Lasă, Doamne, protecția Ta divină peste ei. Dă-le înțelepciune, Doamne, la locul de muncă și ajută-i ca să înțeleagă care este voia Ta și cu privire la boala aceasta care bântuie țara noastră și întreaga lume. În numele Domnului Iisus mă rog și îți mulțumesc că mă asculți. Amin. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru că a îngăduit ca și anul acesta să ajungem zile de sărbătoare. E adevărat că parcă sărbătoarea noastră nu este ca altă dată, dar sărbătoritul este același. Domnul Iisus Hristos, acela care a venit în lumea noastră și în felul acesta, prin jertfirea Sa, să fie Mântuitorul nostru, slăvit să fie numele Lui. Oricare ar fi contextul, dacă lipsește Domnul Iisus Hristos, sărbătoarea nu este sărbătoare. Mă rog însă ca Domnul Iisus Hristos să împlinească sărbătoare în inima fiecăruia dintre dumneavoastră. Și am vrea ca în ziua de astăzi, poate alături de cei dragi nouă, cei mai intimi, familia noastră, să putem medita împreună la suferințele Domnului Iisus Hristos, să putem să ne apropiem în felul acesta mai mult de Domnul și Mântuitorul nostru. Noi suntem aici și încă o dată mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, mulțumesc fratelui păstor Sergiu pentru prezența dânsului și pentru mesajul care sunt sigur că Dumnezeu i l-a pus pe inimă, mulțumesc fraților care au venit să laude numele Domnului, de fiecare dată îi solicităm, le binecuvântăm disponibilitatea de care dau dovadă și vreau să vă spun că ei se adună înaintea noastră și pleacă în urma noastră. Mai pregătesc și slujirea pentru zilele care urmează, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim și fraților care fac posibil această transmisie, nu-i vedeți. Pe unul dintre ei l-ați văzut odată, în seara asta o să-l vedeți a doua oară, și este vorba de fratele Claudiu Franz, care pe lângă faptul că ne ajută pe partea aceasta a electronicii, va slăvi pe Dumnezeu și printr-o poezie. Și în același timp însă am vrea să vă salutăm pe dumneavoastră cei care ne urmăriți. Știu că vă este dor de părtășie mai intimă, mai apropiată și nouă ne este dor, dar de acolo unde sunteți dumneavoastră și noi de aici, vă salutăm și vă dorim binecuvântarea Domnului pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră. Și în seara aceasta nu vom face altceva decât să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, o vom face prin cântare și o vom face în felul în care Dumnezeu ne călăuzește pentru a ne aduce aminte tot mai mult de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi și în locul nostru. Așa că frații vor slăvi pe Dumnezeu cu o cântare, fratele Claudiu Franz va avea o poezie spre slava Domnului și apoi din nou o cântare a fraților și apoi urmează cuvântul lui Dumnezeu. Ne străduim așa să fie ca într-o vineri seara cum era în casa Domnului. Dumnezeu să fie slăvit, dumneavoastră și noi toți să fim binecuvântați. Amin. Golgota și cruce, pacea aceasta mi-aduce, dar în ranele lui Iisus de tot mă voi vindeca. Golgota, tu loc de șale, unde a murit Iisus. Inima adânc mătoare, când privesc la tine,
tine, Iisus. Pe pământ am căutat pace, ca să fiu vesel voios și ca să îmi stâmpăr sufletul cu bucurinia Iisus. Golgota și cruce, pacea aceasta mi-aduce, dar în ranele lui Iisus de tot mă voi vindeca. Dar în ranele lui Iisus de tot mă Golgota-am venit, am văzut omul în sânge, cum pentru mine a murit. Și că nu-i pe pământ alt loc acestui asemenea, și atunci zvorul păcii a ieșit, eu am aflat. Golgota și cruce, pacea aceasta mi-aduce, dar în ranele lui Iisus de tot mă voi vindeca. Dar în ranele lui Iisus de tot mă cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura. Deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?
groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea, îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus la numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin.
din Evanghelia după Luca, din capitolul 23, începând cu versetul 1 până la versetul 25, vom citi în momentele care urmează Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Citim așadar din Evanghelia după Luca, din capitolul 23, începând cu versetul 1. S-au sculat toți și au dus pe Iisus înaintea lui Pilat și au început să-l pârască și să zică: pe omul acesta l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Pilat l-a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Pilat a zis preoților celor mai de seamă și mulțimii: eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau: întărâtă poporul și învață pe oameni prin toată Iudeia, din Galileea, unde a început până aici. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl pârau cu un fierbântare. Irod cu ostașii lui de pază se purtau cu el cu dispreț și după ce și-a bătut joc de el și l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Pilat a strâns pe preoții cei mai de seamă, pe fruntași și pe popor și le-a zis: mi-ați adus înainte pe omul acesta, ca pe unul care ațâță poporul la răscoală. Și iată că, după ce l-am cercetat cu deamănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de nici unul din lucrurile de care îl pârâți. Nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi. Și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu, deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. La fiecare praznic al Paștelui, Pilat trebuia să le elibereze un întemnițat. Ei au strigat cu toții într-un glas: la moarte cu omul acesta și eliberează-ni-l pe Baraba! Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. Pilat le-a vorbit din nou, cu gând să dea drumul lui Iisus. Dar ei au strigat: răstignește-l, răstignește-l! Pilat le-a zis pentru a treia oară: dar ce rău a făcut! Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el. Așa că, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. Le-a eliberat pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor și pe care îl cereau ei. Iar pe Iisus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Amin. Amin. Doamne Iisuse, știm că la Golgota te-ai dus pentru noi și știm că toată suferința, că toată durerea, că tot ce ai îndurat și ai pătimit, ai făcut de dragul nostru și pentru mântuirea noastră. Nu putem decât să spunem că îți mulțumim și îți suntem recunoscători și ajută-ne să arătăm lucrul acesta prin viața noastră. Acum când stăm înaintea cuvântului Tău cel Sfânt, te rugăm, binecuvintează-ne cu ascultare și cu inimi deschise, iar prin cuvânt, Doamne, te rugăm să ne vorbești și prin Duhul Sfânt te rugăm să ne cercetezi. Mulțumim pentru toate
te slăvim și te binecuvântăm, Domnul nostru. Amin. Spunem încă o dată, în seara aceasta, gândindu-ne la ceea ce a făcut Domnul pentru noi, într-o zi ca și aceasta, slăvit să fie Domnul. Când mă gândesc la ziua de vineri, nu pot să nu mă gândesc la faptul că tot ceea ce a pătimit Domnul Iisus Hristos trebuia să pătimesc eu. Că tot ceea ce a suferit Domnul Iisus Hristos trebuia să sufăr eu. Că tot ceea ce a îndurat Domnul Iisus Hristos trebuia să îndur eu. Că toată batjocura, că toată ocara, că toată rușinea, că toate acele bice, că acea cruce cu spini și acea cruce trebuia să-mi fie destinate mie și nouă. Dar ne-a iubit atât de mult și m-a iubit atât de mult și ne-a iubit pe fiecare dintre noi, încât a hotărât să meargă El acolo, slăvit să fie numele Lui. Mă și gândeam că e atât de greu să prezinți, să spui, să mai adaugi ceva la ceea ce relatează Sfânta Scriptură. Ne-a recitat aici fratele Claudiu Isaia 53. Ce mai poți și ce ai mai putea adăuga la toate acele cuvinte? Ce ai mai putea adăuga la prezentarea făcută de evangheliști de Sfânta Scriptură cu privire la ceea ce a făcut Domnul nostru Iisus Hristos? Poate că ceea ce ar fi de adăugat ar fi doar recunoștința noastră, căința noastră și pocăința noastră. Și Doamne, ajută-ne la aceasta! Dacă n-am avea niciun alt motiv în lumea aceasta, dacă alții n-ar fi suficient de buni sau suficientă mărturie pentru noi, dacă n-am înțelege mesajele pe care le-am auzit, pe care alții ni le spun, dacă nu ni s-ar aduce niciun alt argument, cred că e suficient să privim la ziua de vineri, să privim la toată suferința Domnului Iisus Hristos, la tot ce a îndurat El, la tot ce a pătimit El. Și e suficient să spunem că pentru tot ceea ce a făcut, ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Că dacă El a făcut atât de multe pentru noi, că dacă El a renunțat la sine, a renunțat la confortul Lui, a renunțat la viața Lui, se merită să renunțăm și noi la lumea aceasta, să renunțăm și noi la păcatele din lumea aceasta, care nu fac altceva decât să ne aducă supărare, amărăciune, necazuri și lacrimi pe obraz. Să renunțăm la toate acestea și să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeul nostru. Sper din toată inima ca ziua aceasta să fie o zi de cercetare. Sper ca ziua aceasta să fie ziua întoarcerii noastre la Dumnezeu. Mi-aș dori ca tot mai mulți oameni în ziua aceasta, privind la ceea ce a făcut Mântuitorul drag și scump, Domnul Iisus Hristos, poate văzând lucrul acesta în Evanghelie, poate vizionând filmele care rulează probabil în perioada aceasta și înțelegând și văzând parte din ceea ce a făcut Domnul, să spună, ne întoarcem la Dumnezeu. Cred că măcar atât ar trebui să facem fiecare dintre noi. Altfel, oricum, prin tot ceea ce am face, noi niciodată, dar absolut niciodată, de a-mi sta pe genunchi, nu o viață, ci 10 vieți. De a-mi spune mulțumesc într-una, nu o viață, ci 10 vieți. De n-am face nimic pentru noi, ci totul pentru alții, în semn de recunoștință, nu o viață, ci 10 vieți. Și niciodată n-am putea să răsplătim ceea ce Domnul a făcut pentru noi, binecuvântat să fie El. În mod special, în momentele acestea, privim la această scenă a judecății Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi, fratele Titus ne va conduce mai departe în ceea ce ne relatează Scripturile și ne va prezenta scena răstignirii Domnului nostru Iisus Hristos. Vreau ca în toate Domnul să ne vorbească. În mod special, privind la această scenă a judecății, aș putea spune și am putea spune de la bun început că în istorie au fost mulți oameni care au fost judecați și condamnați pe nedrept. Dar cea mai nedreaptă judecată și cea mai nedreaptă condamnare a fost judecata Domnului nostru Iisus Hristos.
N-ar fi meritat nici măcar să fie dus și târât în fața unui tribunal, dus în fața unei judecăți, dar rămite să fie și condamnat. Nu ar fi meritat Domnul nostru Iisus Hristos lucrurile acestea. Ar fi meritat să fie prețuit și apreciat de toți. Pentru că timp de 3 ani și jumătate, atât cât El și-a desfășurat lucrarea pe pământul acesta, în 3 ani și jumătate, nu a făcut Domnul Iisus Hristos rău nimănui. Ba dimpotrivă, am putea să observăm și este foarte clar și iese în evidență faptul că toți aceia care au venit la Domnul Iisus Hristos, într-un fel sau altul, toți aceia care au alergat la El, au fost ajutați de Domnul Iisus Hristos. Au fost oameni care au alergat în altă parte, au fost oameni care au cerut ajutor în altă parte, au fost oameni pe care nu i-a ajutat nimeni, ci singurul pe care i-a ajutat a fost Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Pe câți i-a vindecat? Nici nu știm numărul celor vindecați de Domnul, pentru că la un moment dat Scripturile spun și toți câți au fost aduși, toți au fost vindecați. Și toți cei care au venit la El au fost vindecați. Chiar și aceia care nu s-au mai întors la El au fost vindecați. Chiar și aceia care nu și-au mai arătat recunoștința au fost vindecați. Și mă gândesc în mod special la acei leproși, din care doar unul se întoarce și spune Domnul, întreabă, oare n-au fost vindecați toți? O, ba da, toți au fost vindecați. Toți cei care au venit la El, toți cei care au strigat la El, toți cei care au apelat la El, la toți le-a răspuns. La toți cei care au avut întrebări pentru El, El a avut răspunsuri. La toți cei care au venit cu păcate la El, El le-a oferit iertare. La toți aceia pe care nimeni nu i-a înțeles, El i-a înțeles. Pe cei pe care nimeni nu i-a băgat în seamă, El i-a băgat în seamă. Pe cei pe care nimeni nu dădea niciun preț și niciun ban, El a dat totul. Și cu toate acestea, Domnul nostru Iisus Hristos este adus la judecată. Nu a instigat niciodată poporul la răscoală. A fost unul care a respectat chiar și autoritățile din vremea lui. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos a fost acela care a spus așa și a învățat, dați cezarului ce este al cezarului. Nu i-a învățat să fenteze, să evite, ci a îndemnat să dea autorităților ceea ce este al autorităților. Dar e adevărat că i-a îndemnat pe oameni să dea și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Învățătura lui este cea mai deosebită dintre învățături. Nici o altă învățătură nu poate fi pusă alături de învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. O învățătură care întotdeauna are în vedere binele omului. Binele omului pentru pământul acesta și binele omului pentru veșnicie. Și cu toate acestea, cu toate că a făcut atât de mult bine, cu toate că i-a ajutat pe atâția, cu toate că a dat o învățătură atât de sănătoasă, cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos este târât, este adus la judecată. Și nu numai că este adus la judecată, dar este judecat pe nedrept și este condamnat pe nedrept. Iese în evidență un lucru foarte clar din relatarea aceasta a scenei judecății. Și anume că toți aceia care l-au judecat, și Domnul Iisus Hristos a fost judecat nu de o singură persoană. Domnul Iisus Hristos a fost judecat de Pilat, Domnul Iisus Hristos a fost judecat și de Irod, Domnul Iisus Hristos a fost judecat și de preoți, Domnul Iisus Hristos a fost judecat și de bătrânii poporului, Domnul Iisus Hristos a ajuns să fie judecat chiar și de aceia care făceau parte din popor, oameni de rând, pe care poate altă dată pe unii dintre ei chiar i-a și ajutat. Dar mai grav și mai mult decât atât. A ajuns să fie judecat chiar și de către unul dintre tâlhari, chiar și acela își permite să îl judece pe Mântuitorul. Pe cel care este Mântuitorul lumii, dar pe cel care a primit și judecata din partea Tatălui, de data aceasta este El judecat. Cu toate că este judecat, iasă în evidență un lucru. Că toți aceia care l-au judecat pe Domnul Iisus Hristos, că toți aceia care l-au cercetat, indiferent de cine au fost ei,
indiferent de ce instituție reprezentau ei, de ce categorie reprezentau ei. Niciunul dintre aceștia nu a reușit să găsească în Domnul Iisus Hristos nici o vină. Și vine și Pilat și spune, nu găsesc, oameni buni, l-am adus înaintea voastră, ne-am uitat cu foarte mare atenție, l-am cercetat cu deamănuntul și nu găsim. Țin minte că în urmă cu ceva timp meditam la lucrurile acestea, la acest mesaj, ce nu găsești la Domnul Iisus? Sunt multe lucruri pe care le găsești la Domnul. Întotdeauna la Domnul vei găsi o ușă deschisă, slăvit să fie numele Lui. Întotdeauna la Domnul vei găsi un cuvânt potrivit, potrivit cu starea ta, potrivit cu situația ta, potrivit cu împrejurările prin care treci, potrivit cu necazul tău, potrivit cu durerea ta. Întotdeauna la El vei găsi un cuvânt. Întotdeauna la El vei găsi iertare. Toți aceia care au venit, pe toți aceia care au venit și și-au cerut iertare, El a fost dispus să ierte. Toți aceia care au avut probleme și necazuri, la El au găsit soluții și rezolvare. Și la fel se găsește și astăzi la Domnul. La Domnul găsești un umăr pe care poți să plângi. La Domnul găsești întotdeauna brațe care sunt gata să te cuprindă. La Domnul de fiecare dată găsești ajutor. La Domnul de fiecare dată găsești sprijin. La Domnul găsești mântuire. La Domnul găsești mijlocire. Slăvit să fie numele Lui. Dar cu toate acestea sunt lucruri pe care la Domnul oricât de mult ai căuta, oricât de mult ai cerceta, oricât de mult ai vrea să le scoți în evidență, n-ai cum să le găsești. Dacă le-ai căuta în orice altă parte, nu ți-ar lua mult ca să le găsești. Doar la Domnul nu le poți găsi. Despre lucrurile pe care la Domnul nu le găsești, vreau să medităm pentru momentele care urmează, așa, în câteva cuvinte, în scurte momente, caut să mă rezum la puține cuvinte, rămânând să privim mai mult la ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Și lucrul acesta să ne cerceteze pe fiecare în parte. Mai întâi de toate putem observa așa, că la Domnul Iisus Hristos nu găsim ripostă și replică. Și la un moment dat Pilat este iritat de lucrul acesta și vine chiar și îl întreabă pe Domnul Iisus, tu nu auzi ce zic aceștia? Și m-am gândit în mod concret că la oameni de fiecare dată se găsește ripostă și replică. Oamenii întotdeauna și noi și eu în firea noastră stă ca de fiecare dată să avem o replică, să avem răspuns, să ripostăm. Domnul Iisus Hristos, interesant că nu a ripostat. Au ripostat ucenicii Lui, vă aduceți aminte. Au scos săbile, unul dintre ei a fost gata să pornească lupta, dar Domnul Iisus Hristos nu a ripostat. A ripostat marele preot, a ripostat Irod, a ripostat Pilat, la un moment dat s-a înfuriat, a ripostat mulțimea. Singurul care n-a ripostat a fost Domnul Iisus Hristos. Mă reîntorc la cele cuvinte, sunt proaspete pentru că le ascultasem cu câteva minute și le-am ascultat cu câteva minute înainte. Și Isaia este acela cu care cu câteva sute de ani presimte că Domnul Iisus Hristos va avea de suferit și de suportat atât de multe, dar nu va riposta. Și spune așa, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Nu a ripostat absolut deloc. La un moment dat, enervat, supărat, marele preot își sfâșie haina preoțească. Ripostează și el. Pilat vine și spune, voi pune să-l bată. Dar Domnul Iisus Hristos nu ripostează. În mod special în ziua aceasta și ca să fie și un mesaj practic pentru fiecare dintre noi. M-am gândit la felul în care ripostăm noi ca și oameni. La reacțiile pe care le avem noi ca și oameni. Domnul Iisus Hristos într-o zi ca și aceasta a fost scuipat. Și m-am întrebat așa, de m-ar scuipa cineva pe mine, oare ce aș face? Oare cum aș reacționa eu, oare cum aș riposta eu? Oare cum ai reacționa și cum ai riposta dumneata? Am rămâne noi fără ripost? Am rămâne noi imuni, așa cum a rămas Domnul Iisus Hristos? A fost o zi în care Domnul Iisus Hristos a fost batjocorit. A fost o zi în care Domnul Iisus Hristos a fost jignit. A fost o zi în care Domnul Iisus Hristos a fost lovit.
de m-ar ști cineva pe mine, oare ce aș face? Oare care ar fi felul meu de a riposta? Oare care ar fi felul în care a riposta dumneata? Dacă ne-ar condamna și ne-ar judeca cineva pe nedrept, oare ce am face noi? Oare ce am spune noi? La Domnul nostru Iisus Hristos nu găsești ripostă și nu ripostează. De aceea ne gândim și astăzi că îi greșim atât de mult și păcătuim înaintea lui Dumnezeu fiecare dintre noi. A meritat de multe ori ca Dumnezeu să riposteze. Eu unul spun că aș merita și ar fi îndreptățit Dumnezeu să spună: Sergiu, până aici suficient. Dar de fiecare dată, Domnul parcă mai dă încă o șansă și încă o șansă, slăvit să fie numele Lui. Dacă vreți, întreaga riposta a Domnului Iisus Hristos se rezumă la aceasta și este felul în care reacționează Domnul Iisus Hristos la tot ceea ce se întâmplă într-o zi ca și aceasta. Tată, iartă-i că cei nu știu ce fac. De a-mi reacționa așa în familiile noastre, de a-mi reacționa așa în bisericile noastre, în societatea în care trăim, ce binecuvântați am fi de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar nu numai că nu găsești ripostă, ci nu găsești nici răutate. Răutatea însă o întâlnești oriunde, peste tot. În pasajul acesta și nu numai în pasajul acesta, în toată această scenă a răstignirii, a judecății Domnului Iisus Hristos, se poate vedea cât de rău poate fi omul. În pasajele acestea parcă iasă în evidență de câtă răutate este capabil omul. Poate fi atât de rău omul, indiferent de cum se numește el, indiferent de cine este el, încât pentru binele propriu, pentru binele personal, este dispus să sacrifice totul, este dispus să-i pună pe alții să sufere, să pătimească. Vedem câtă răutate la Pilat. Unii poate l-ar pune pe Pilat în postura aceasta de om care ar vrea să le libereze. Și pe de o parte caută să le libereze. Dar auziți, îmi iasă în evidență cuvintele acestea pe care le rostește Pilat. Nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi. Și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu, deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Dar pentru ce să-l bați? Ce rău a făcut? Dacă nu găsești nicio vină, cum să fii dispus să lovești? Câtă răutate în oamenii care cereau moartea Mântuitorului. Ajunge până într-acolo încât Pilat vine înaintea lor și spune așa: oameni buni, fiți atenți, eu vin cu o ofertă pentru voi, este un obicei la noi. Ca o paranteză aici, poate că Dumnezeu, prin împrejurările prin care trecem în perioada aceasta, poate Dumnezeu vrea să renunțăm noi la anumite obiceiuri, că parcă prea ne-am făcut noi obiceiurile noastre de astfel de sărbători. Pilat vine și spune: este un obicei. Obiceiul este să vă eliberez pe cineva. Și uite, vă aduc înainte. Pe cine hotărâți voi? Eu vi-l propun spre eliberare pe Iisus și vi-l propun spre eliberare pe Baraba. Iisus este unul care v-a ajutat, care v-a făcut bine, v-a vindecat, v-a iertat păcatele. Este unul care v-a dat pâine, v-a întins o mână de ajutor. Baraba este unul care v-a țâțat la răscoală. Este un om acuzat pentru omor, condamnat pentru omor. Este un ucigaș, pe care îl alegeți? Atâta răutate din partea lor încât sunt dispuși să vină și să spună: noi îl alegem pe Baraba. Noi alegem un ucigaș, nu un mântuitor. Atâta răutate încât au fost dispuși să sacrifice viitorul națiunilor, viitorul copiilor lor. Încât au venit și au spus lui Pilat și au insistat: sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. La Irod, dacă te uiți, răutate, la preoți, răutate, la Pilat, răutate, mulțimea care stătea acolo, care îl scuipa, care îl batjocorea, soldații care îl batjocoreau și își băteau joc de el, atâta răutate. Singurul la care nu vei găsi niciodată nicio urmă de răutate este Mântuitorul drag și scump, slăvit să fie El.
El și astăzi ne arată cât de bun și cât de blând este El. Dacă este să ne aducem aminte și de lucrurile pe care le-am auzit cu câteva zile în urmă, duminică, despre Domnul nostru drag și scump, Domnul Iisus Hristos. Nu ai cum să găsești nici cea mai mică urmă de răutate. Poate că și în astfel de împrejurări grele, oamenii ar căuta și ar tinde să caute la Dumnezeu vreo urmă de. Dați-mi voie să vă spun. Poți căuta peste tot în lumea aceasta și nu-ți va fi greu să găsești. Vei găsi răutate. Se găsește și la mine și la noi. La unul singur nu se găsește și acela este Domnul, slăvit să fie El. A fost și rămâne bun și blând cu toți, binecuvântat să fie numele Lui. Nu găsești ripostă, nu găsești răutate la El. Nu găsești vină, nu găsești păcat la El. Dacă ne-am fi uitat și dacă ar fi fost să ne uităm în viața lui Irod, câte păcate s-ar fi putut găsi. La preoți, câte păcate s-ar fi putut găsi. La Pilat, la mulțime, nu mai vorbim. Dar singurul la care n-au reușit să găsească absolut nimic, niciun păcat. Pentru că deși a trăit în lumea aceasta, deși a fost ispitit în atâtea feluri, în atâtea rânduri, în atâtea ocazii, de atâtea persoane, ba chiar de diavolul însuși. Și cu toate acestea, El niciodată nu a greșit și nu a păcătuit, slăvit să fie numele Lui. El niciodată nu a făcut niciun păcat. La mine vei găsi, la noi vei găsi. Singurul la care nu vei găsi nicio greșeală, singurul care nu ți-a greșit niciodată, singurul care n-a păcătuit niciodată, este Domnul Iisus Hristos, Cel neprihănit, Cel Sfânt, Cel Curat, Cel care n-a făcut niciun păcat, dar care, culmea, ne-a iubit atât de mult, încât a acceptat să ia păcatele noastre, ale tuturor, să le ia asupra Lui, slăvit să fie El. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, s-a făcut păcat și a luat păcatele noastre. O, Doamne, îți mulțumim! Nu găsim nici compromisuri la Domnul Iisus Hristos, așa cum găsim la cei de atunci. Cumva în ziua în care Domnul Iisus Hristos este judecat și condamnat, Irod și Pilat ajung și ei la un compromis. Trec peste vrăjmășiile de odinioară și se împrietenesc. Preoții ajung și ei înaintea lui Pilat și de data aceasta parcă se aliază cu Pilat. Pilat caută și el să facă tot felul de compromisuri, căutând ca în felul acesta să găsească o portiță. Singurul care nu face niciun compromis, dar absolut niciunul, este Domnul nostru Iisus Hristos. Dați-mi voi să vă spun că El nu face compromisuri nici astăzi cu nimeni. Te întreb în seara aceasta, tu ce cauți de aceste sărbători? Tu ce ai vrea să găsești? Dacă vrei să găsești vină, nedreptate, păcat, răutate, la lume le vei găsi, dar la Domnul niciodată. Te-aș îndemna și mă îndemn pe mine ca încă o dată, cu ocazia acestor sărbători, să căutăm iertarea, să căutăm dreptatea, să căutăm sfințenia, să căutăm cuvântul lui Dumnezeu, să căutăm împărăția de sus, să căutăm schimbarea, să căutăm viața veșnică, să căutăm adevărul și, anticipând ceea ce o să urmeze peste 2 zile, să-L căutăm pe Iisus. Doamne, ajută-ne la aceasta și subliniez aspectul acesta. Cel mai important este ca sărbătoarea aceasta să o ai cu Iisus. Poate nu vei reuși să-i ai pe cei dragi lângă tine. N-ai cum, dar e frumos și bine să-L ai pe Iisus. Poate că n-ai reușit să strângi așa cum strângeai atâtea lucruri cum strângeai în anii trecuți. Poate că nu o să ai atâtea pe masă cât ai avut în anii trecuți. Nu contează. Important este să-L ai la masă și pe Iisus. Poate casa ta și casa mea nu va mai fi la fel de plină ca în anii trecuți. Dar important este să fie plină de Iisus în anul acesta. Din toată inima, pentru fiecare dintre dumneavoastră,
frați și surori, dragi tineri, dragi copii, dragi prieteni, pentru toți aceia de aici, din țară și de peste hotare, de acolo de unde ne urmăriți. Spun, căutați-L pe Domnul, câtă vreme se mai poate găsi. Și împreună cu Domnul să stăm de aceste sărbători, dar și după ele, până El va veni în slavă și apoi să fim nedespărțiți cu El, o veșnicie întreagă. A Lui să fie toată slava în veci. Amin. Frații, mai laudă pe Domnul. Continua să citim relatarea Scripturii de acolo de unde fratele păstor Sergiu s-a oprit, din Evanghelia după Luca, de la capitolul 23, și vom citi începând cu versetul 26.
Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp, și i-au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de popor și femei care se tânguiau, își băteau pieptul, se tânguiau și după el și se boceau. Iisus a întors spre ele și a zis, Fiice al Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri, căci iată vor veni zile când se va zice ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de sânii care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților cădeți peste noi și dealurilor acoperiți-ne, căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Poporul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții a mântuit să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești, acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept că-și primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua din lăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe și-a dat Duhul. Sutașul când a văzut ce se întâmplase a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat omul acesta era neprihănit. Și tot poporul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Era un sfetnic al soborului numit Iosif, om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră în care nu mai fusese pus nimeni. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el, s-au întors și au pregătit mirezme și miruri, apoi, în ziua sabatului s-au odihnit după lege. Amin. Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, care a găsit cu cale să lase consemnat în scris ceea ce a făcut Mântuitorul nostru într-o zi ca astăzi. Am vrea ca Duhul Tău cel Sfânt să aducă aceste lucruri aproape de inima noastră, să ne gândim la ele, să medităm la ele, dar în același timp să ne determine la hotărâri care să-ți facă bucurie ție. Te rog, ascultă-ne. Amin. Sigur că dacă vom întreba oamenii din jurul nostru, în general lumea creștină, în legătură cu Vinerea Mare sau Vinerea Neagră, toți ne vor spune că este o zi de sărbătoare. Și dacă întrebăm așa pe cei care sunt mai practicanți, creștini mai practicanți, dacă întrebăm ce anume sărbătorim la Vinerea Mare sau la Vinerea Neagră, știți care va fi răspunsul? Celor care cunosc scripturile, care cunosc ce s-a întâmplat. Vor spune, sărbătorim moartea Domnului Iisus Hristos. Și atunci am o întrebare, se poate sărbători o moarte? Face casă bună, face sens
moartea și sărbătoarea? Păi noi când ne gândim la moarte, în niciun caz nu ne gândim la sărbătoare. N-am auzit pe nimeni care să vină și să spună, mai ales să zic o familie îndoliată, vă mulțumim că ați fost alături de noi la sărbătoarea trecerii din viață a... Și să spună un membru al familiei. Face sens moartea cu sărbătoarea? Dacă ne uităm însă la predicile apostolilor, la ceea ce aveau să vestească apostolii, veți vedea că ei mereu și mereu să fac referință la moartea Domnului Iisus Hristos. Iau un singur exemplu care ne este nouă la îndemână și mai ales în contextul cinei Domnului. Noi obișnuim să citim 1 Corinteni capitolul 11 și acolo Sfântul Apostol Pavel spune de la Domnul am învățat lucrul acesta. Și anume... că Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, a binecuvântat-o, le-a dat-o ucenicilor săi zicând, luați mâncați, apoi a luat paharul și după ce l-a binecuvântat a zis, bezi din paharul acesta. Și spune apostolul așa, cuvintele care spune de la Domnul le-am primit. Pentru că ori de câte ori faceți lucrul acesta, adică mâncați din pâinea aceasta și bezi din paharul acesta, vestiți, moartea Domnului până va veni El. Moartea trebuie vestită, este prilej de sărbătoare. Și dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat la Golgota, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Vinerea Mare, înțelegem că moartea Domnului Iisus Hristos a fost o altfel de moarte. Moartea Domnului Iisus Hristos a fost cu adevărat un eveniment care constituie pentru noi sărbătoare, pentru că prin moartea Domnului Iisus Hristos, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, noi avem iertare pentru păcatele noastre, noi avem răscumpărare pentru ceea ce înseamnă trecutul nostru și de aceea zicem, binecuvântat să fie Domnul pentru lucrul acesta. Dar după amiaza aceasta, îngăduiți-mi să pornesc de la o întrebare, și dacă ne uităm la tot ceea ce s-a întâmplat, de aceea, și dau slavă Domnului așa că fratele păstor a avut pe inimă același capitol 23 din Evanghelia după Luca, și în felul acesta putem avea o imagine completă a ceea ce s-a întâmplat într-o zi, ca și ziua de astăzi. Ei bine, zic, dacă ar fi să ne uităm în relatarea Scripturii, ce spuneți dumneavoastră? Domnul Iisus Hristos a fost un biruitor sau a fost un înfrânt? Dacă ar fi să ne uităm la tot ce s-a întâmplat în ziua aceasta de Vinerea Mare, dacă ar fi să o luăm puțin mai din urmă la tot ceea ce s-a întâmplat începând cu seara zilei de ieri, când Domnul Iisus Hristos a fost în Ghețimani și când au venit aceia care au pus mâna pe Domnul Iisus Hristos, și dacă ar fi să facem o imagine, să ne facem o imagine a tuturor evenimentelor, când ne uităm la sfârșitul acestei zile, la sfârșitul zilei de vineri, cum apare Domnul Iisus Hristos? Ca un înfrânt sau ca un biruitor? E o întrebare care e delicată, să știți, care ridică multe întrebări în mintea noastră. Păi dacă ar fi să ne gândim, Domnul Iisus Hristos sfârșește în disprețul mulțimii, Domnul Iisus Hristos sfârșește într-un mod atât de rușinos, sfârșește acolo pe cruce și Domnul Iisus Hristos sfârșește fiind într-un mormânt. Apoi dacă ne gândim pe de altă parte că vrăjmașii Domnului Iisus Hristos erau în sărbătoare, ei jubilau, ei spun am scăpat de El. Întrebarea este, până la urmă, cine a biruit? A, sigur, noi suntem creștini, noi avem perspectiva aceasta învierii Domnului Iisus Hristos. Noi ne aducem aminte că peste trei zile Domnul Iisus Hristos a înviat și zicem, slăvit să fie numele Lui. Dar uitându-ne la ziua de vineri, întreb din nou, Domnul cum apare aici? Ca un biruitor sau ca un biruit? Acum, vedeți, ca să fiu puțin mai aproape de noi, mai practic, dacă aș întreba frații mei de aici, pe dumneavoastră care ne urmăriți prin intermediul internetului, dacă v-aș întreba dumneavoastră ce sunteți, biruitori sau învinși? Sau biruiți? Ce ați răspunde? Cred că cele mai multe răspunsuri ar fi de felul, apoi știți, frate, eu mă străduiesc așa, dar Dumnezeu știe. Sau unii dintre noi am putea să spunem ceva de felul acesta și mulți am spune ceva de felul acesta. Apoi știi, frate, câteodată sunt biruitor, dar sunt și momente în care sunt biruit. Sunt și momente din acestea mai negre, mai dificile în viața noastră când suntem biruiți.
Și observați că ne este mult mai dificil să ne plasăm într-o categorie. Dacă ar fi să definim biruința, dacă ar fi să definim înfrângerea, am ști să le definim. Dar când este să ne plasăm, când este să ne plasăm pe noi într-una din aceste categorii, oare ce am spune? Biruitori sau biruiți? Observați dumneavoastră, nu e o întrebare la care să răspunzi cu ușurătate. Și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și punem această întrebare în ceea ce îl privește pe Domnul Iisus Hristos. Și ne întrebăm, este un biruitor sau este un biruit? Dacă ar fi să derulăm puțin evenimentele din Săptămâna Mare și iau câteva dintre ele, fratele păstor predica duminică despre intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, atunci când mulțimea l-a întâmpinat așa cu osanale, când l-a întâmpinat cu ovații, cu ramuri de finic, atunci când mulțimea a spus, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, ce a fost Domnul? Biruitorul este cel care a biruit. Ajungem în ziua de marți și acolo vin delegații după delegații, trimiși a diverselor grupări religioase sau grupări politice ale vremii și încep să-i pună câte o întrebare și de fiecare dată Scriptura ne spune că au plecat rușinați din fața Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a avut răspunsul potrivit, adecvat pentru fiecare dintre ei și oamenii aceștia n-au putut să-L prindă cu vorba. Cum a fost Domnul? Biruitorul. Dacă ne gândim la grădina Ghețimani și dacă ne gândim la prima parte a evenimentelor din grădina Ghețimani și fratele păstor predica aseară despre lucrul acesta, dacă ne gândim la momentul acela când Domnul Iisus Hristos rezistă 3 ore în rugăciune și ne uităm la ucenicii Domnului Iisus Hristos care sunt biruiți de somn, care pică de oboseală și adorm acolo în grădină, cum a fost Domnul? Biruitor. Dar vine ceata aceasta a aprozilor. Îl prind pe Domnul Iisus Hristos, îl duc în fața scaunelor de judecată despre care fratele păstor amintea anterior. Și ne uităm la ceea ce s-a întâmplat apoi, ne uităm la ceea ce s-a întâmplat pe Golgota, ne uităm la toate batjocorile de care Domnul Iisus Hristos a avut parte și ne uităm la tot ceea ce s-a petrecut pe Golgota și întreb, cum apare Domnul Iisus Hristos într-o asemenea zi, într-o asemenea ipostază? Și parcă am fi tentat să spunem, de data aceasta este înfrântul. De data aceasta este biruitul. Numai că vedeți dumneavoastră, astăzi noi, pentru noi este sărbătoare și moartea Domnului Iisus Hristos este cu adevărat o sărbătoare pentru că ea marchează o biruință extraordinară, marchează cea mai mare biruință. Vedeți dumneavoastră, e greu. E greu să plasăm așa din perspectiva noastră, să gândim puțin la biruință. Vă dau un alt exemplu. Gândiți-vă puțin la Apostolul Pavel. Apostolul Pavel este în temniță. Apostolul Pavel este acela care își așteaptă sfârșitul, el știe că va veni sfârșitul și Apostolul Pavel spune, clipa plecării mele este aproape. Și acum dacă ne uităm din perspectiva aceasta, cum este Apostolul Pavel? Un biruitor sau un biruit? Păi, m-am zice, noi e biruit, e în temniță, în condiții deosebite, vorbesc mult despre închisoarea aceasta mamertină de la Roma, despre condițiile inumane care erau acolo. Și Apostolul Pavel ar putea părea ca unul care a fost biruit. Dar știți ce zice el? El își face un rezumat al luptei și al vieții lui și spune, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, astea sunt cuvinte de biruit. Astea sunt cuvinte care se denote înfrângere. Ba mai mult decât atât, Apostolul Pavel se uită spre viitor și spune de acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Ați văzut înfrânți cu cunună? Se dă cunună celor înfrânți. Poate am auzit așa de premii de consolare. Știți, se vorbește dacă a fost înfrânt, dacă a fost biruit, hai să-i dăm și lui ceva, un premiu de consolare, dar cununa este pentru biruitori. Și Apostolul Pavel vine și spune în ce îl privește pe el, eu sunt un biruitor, eu sunt unul în ceata aceasta a biruitorilor. Și atunci, dragii mei, îngăduiți-mi ca în câteva minute, în seara aceasta, să vorbesc despre un alt fel de biruință. Nu biruința aceea cu care suntem noi obișnuiți. Noi eu suntem obișnuiți cu o biruință care să impresioneze pe ceilalți, care să fie evidențiată de ceilalți, care să fie remarcată de ceilalți. În seara aceasta, însă, uitându-ne la Domnul Iisus Hristos, El sfârșește în ziua de vineri nu ca un înfrânt.
El sfârșește ca un biruitor, El sfârșește ca unul care a biruit totul, care a biruit păcatul, a biruit tot ceea ce înseamnă legătura aceasta, puterea aceasta a păcatului. Și Domnul Iisus Hristos ni se înfățișează ca un biruitor, ca biruitorul, binecuvântat să fie numele Lui. Sunt trei lucruri pe care vreau să le trec așa fugitiv, să le aduc în atenția dumneavoastră și aș vrea să observăm mai întâi că biruința din perspectiva lui Dumnezeu este diferită de biruința din perspectiva umană. Când Dumnezeu se uită la ceea ce se petrece, Dumnezeu are alte criterii de apreciere așa cum le avem noi. Uitați-vă, vă rog, este un lucru curios pe care l-am citit în Epistola către Evrei, la capitolul 11, știți, este capitolul galeriei eroilor credinței și aici Scriptura vine și spune așa, și citesc începând cu versetul 33. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Dar gândiți-vă numai la ce spune Scriptura, au făcut lucrurile acestea, ce sunt oameni ăștia, biruitori, nu-i așa? Dar ascultați cum continuă Scriptura. Alții au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ăștia cum au fost? Când te uiți la oamenii aceștia și când pui în contrast cele două categorii menționate aici, noi am putea să spunem prima categorie, da, biruitorii, aceia care au fost învingători. Când te uiți la cea de-a doua categorie, zici, vai, săraci de ei, bieții de ei. Mai că Scriptura vine și continuă spunând cuvintele acestea, ce ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, adică și cei din prima categorie și cei din a doua categorie. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru ei. Și observați, dragii mei, că biruința în ochii lui Dumnezeu este diferită de biruința în ochii oamenilor. Și atunci, întrebarea pe care vreau să o pun dumneavoastră, eu, aș vrea să fiu biruitor, să trăiesc o viață de biruință, dar biruință din perspectiva cui? Să fiu un biruitor din perspectiva oamenilor sau din perspectiva lui Dumnezeu? Observați că unitățile de măsură sunt radical, sunt diametral opuse, sunt atât de diferite în felul în care oamenii văd biruința și felul în care Dumnezeu vede biruința. Cita fratele Claudiu, Dumnezeu a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Și Domnul Iisus Hristos a biruit acceptând suferința și în perspectiva lui Dumnezeu El este biruitorul și în perspectiva lui Dumnezeu doresc tuturor acelora dintre noi să trăim o viață de biruință. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Dar vedeți ce înseamnă a fi biruitor? Înseamnă mai întâi a avea o altă perspectivă, a trăi viața cu perspectiva lui Dumnezeu, nu cu perspectiva omenească. Apoi a fi biruitor înseamnă și a-ți asuma menirea, a-ți împlini menirea pentru care ai fost creat, pentru care ai fost trimis. Dacă veți deschide cu mine în cartea psalmilor, la psalmul 40, este unul dintre psalmii mesianici, și în psalmul 40, cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele, și aș vrea să citim versetele 6 și 7. Psalmul 40, versetul 6 și 7. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile, nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Sunt cuvintele pe care și le asumă Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră asumându-și lucrarea încredințată de Dumnezeu. Și în ceea ce noi am pomenit, personal am pomenit de multe ori în ultimul timp, așa rugăciunea de mare preot,
a Domnului Iisus Hristos. În versetul 4 din Ioan capitolul 17, Mântuitorul este acela care spune cuvintele acestea: am isprăvit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și atunci întrebarea mea este, dragii mei, unul care și-a isprăvit lucrarea, unul care și-a sfârșit lucrarea cu bine, care și-a împlinit menirea pentru care a fost creat, pentru care a venit în lumea aceasta, este un biruitor sau un înfrânt? Unul care duce la bun sfârșit lucrarea care i-a fost încredințată lui, este un biruitor sau un înfrânt? Categoric, este unul care a biruit. Este unul care este biruitorul. Și Domnul Iisus Hristos este acela care a împlinit, care a împlinit lucrarea care i-a fost încredințată de Dumnezeu. În grădina Ghețimani, Domnul Iisus Hristos spunea: Tată, și ce voi zice acum? Să depărtez de la mine paharul acesta? Dar eu tocmai pentru aceasta am venit în lume. Am venit ca să beau paharul acesta, am venit ca să iau povara aceasta a păcatelor, nelegiuirea aceasta a lumii întregi asupra mea, chiar dacă asta înseamnă o cară, chiar dacă asta înseamnă dispreț, chiar dacă asta înseamnă moarte. Și Doamne, eu am venit pentru lucrul acesta și Domnul și l-a asumat și Domnul l-a împlinit. Și atunci întrebarea mea este, nu a fost Domnul un biruitor? A fi biruitor din perspectiva lui Dumnezeu înseamnă a ne împlini menirea pentru care Dumnezeu ne-a creat. Dați-mi voie să folosesc antiteza, să folosesc contrarul. Dacă ne uităm în Isaia, în capitolul 5, acolo este o cântare de jale pe care o face Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește despre via Lui și zice: am pus în o vie cea mai nobilă sămânță, cea mai nobilă dintre vițe pe care le-am avut. Zice, apoi am îngrijit via aceasta, i-am făcut și un gard de jur împrejur, am zidit acolo un teasc și acum vine Dumnezeu și spune, am avut o așteptare. Am avut o așteptare de la via mea. Care a fost așteptarea? Să facă struguri buni. Cu scopul acesta am făcut toate investiția, am făcut toate lucrurile acestea. Și spune Dumnezeu, și via mea a făcut struguri acri. A făcut struguri care nu se puteau mânca. Știți ce am să fac, zice Dumnezeu? Am să-i smulg gardul, am să-i dărâm turnul, am să o fac una, am să o las să fie călcat în picioare. De ce? Pentru că nu și-a împlinit menirea, nu și-a împlinit rostul pentru care eu am pus-o. E, dragii mei, Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos este biruitorul pentru că El a împlinit. El a împlinit lucrarea pentru care a venit, lucrarea care i-a fost încredințată de Tatăl. Apostolul Pavel, despre care menționam, este biruitorul pentru că spune, am sfârșit lucrarea, mi-am isprăvit alergarea, eu am făcut lucrarea care mi-a fost încredințată. Permiteți, dragii mei, noi ne-am împlinit lucrarea care ne-a fost încredințată de Dumnezeu. Noi putem să spunem că împlinim lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o nouă? Noi nu suntem biruitori decât în măsura în care corespundem, în care ne conformăm scopului pentru care am fost creați. Și Dumnezeu este acela care are un plan cu noi și a fi biruitori înseamnă a trăi după așteptările lui Dumnezeu, a face ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Ei, veți spune, frate, dar de unde să știu eu ce spune Dumnezeu sau ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Răspunsul e foarte simplu, din Sfânta Scriptură. Nu mai știți dacă nu cunosc Scriptura. E un amănunt interesant legat de moartea Domnului Iisus Hristos, de răstignirea Domnului Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 19, evanghelistul Ioan consemnează lucrul acesta. Și în Evanghelia după Ioan, la capitolul 19, spune cuvântul lui Dumnezeu următorul lucru, versetul 28. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Cum, Doamne, și acum, în ultima clipă, preocuparea Ta este să împlinești Scriptura? Nici măcar în ultimul moment nu faci rabat de la misiunea care ți-a fost încredințată și acum vrei să împlinești Scriptura? Dragii mei, asta înseamnă biruință. Să împlinim lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o, să corespundem scopului cu care Dumnezeu ne-a lăsat în lumea aceasta. Care este scopul cu care ne-a lăsat Dumnezeu în lumea aceasta? În Evanghelia după Matei, la capitolul 5, Mântuitorul Domnul Iisus Hristos spune așa, voi sunteți
sarea pământului. Apoi Mântuitorul continuă și spune, voi sunteți lumina lumii. Și Mântuitorul are expresiile acestea și atunci întrebarea mea este, suntem noi sare? Suntem noi lumină? Pentru asta ne-a lăsat Domnul pe pământul acesta. Domnul Iisus Hristos, după învierea sa dintre cei morți, înainte de înălțare, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, la versetul 8 vine și spune, și voi îmi veți fi martori. Pentru asta ne-a lăsat Dumnezeu în lumea aceasta. Suntem noi martori ai Lui, asta e menirea noastră. Biruitorii sunt aceia care împlinesc scopul pentru care au fost lăsați, scopul pentru care Dumnezeu i-a creat în lumea aceasta. Domnul Iisus Hristos, da, El a fost un biruitor, nu o biruință din perspectiva oamenilor, dar El a fost biruitor din perspectiva lui Dumnezeu, pentru că a împlinit menirea, lucrarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Și un ultim gând, Mântuitorul a fost un biruitor, un învingător, pentru că El a conștientizat suveranitatea lui Dumnezeu. Când Pilat este oarecum contrariat că Domnul Iisus Hristos nu-i spune nimic, că Domnul Iisus Hristos nu răspunde nici la acuze, nici la întrebări, zice, mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te condamn și am putere să îți dau drumul? Știi ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Ce n-ai avea nicio putere. Dacă nu ți-ar fi fost dată în cer, de la Tatăl meu. Dar spunea Mântuitorul în Ghețiman, zice, acum e ceasul vostru, acum este puterea întunericului, dar cel care este suveranul, cel în care eu mă încred pe deplin, acesta este Tatăl, El este la cârma tuturor evenimentelor, El este la cârma tuturor lucrurilor, nu se întâmplă nimic fără știrea Tatălui nostru sau Tatălui meu. În Evanghelia după Matei, la capitolul 10, în Evanghelia după Matei, la capitolul 10, nu pot să mă abțin să nu vă citesc versetele acestea, pentru că sunt versete atât de frumoase. Și aici Domnul Iisus Hristos este Cel care spune următoarele cuvinte. Citesc începând cu versetul 28. Ce nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot să ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap toți vă sunt numărați. Uite, asta spune cuvântul lui Dumnezeu. E un Dumnezeu suveran, este un Dumnezeu care le conduce pe toate. Și Domnul Iisus Hristos spune, eu mă încred în ceea ce face Tata, în lucrarea aceasta pe care Tatăl o coordonează. Și când ne încredem în Dumnezeu, când încrederea noastră este deplină în Dumnezeu, atunci noi suntem aceia care trăim o viață de biruință. De fapt, uitați-vă cât de frumos încheie Domnul Iisus Hristos viața pe pământul acesta și spunea evanghelistul Luca că Domnul Iisus Hristos a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, am încredere în tine. Dragii mei, învingătorii sunt aceia care trăiesc cu încredere în Dumnezeu. Biruitorii sunt aceia care își pun toată încrederea în Dumnezeu, indiferent că lucrurile le sunt favorabile sau le sunt împotrivă, indiferent că parcă sunt pentru ei sau în defavoarea lor, ei se încred în Dumnezeu. Nu se uită la circumstanțe, nu se uită la împrejurări, ci ei se încred în suveranitatea lui Dumnezeu. Închei în seara aceasta cu întrebarea, ce suntem noi? Domnul Iisus Hristos a fost biruitorul. El a fost acela care a biruit. O biruință nu după criterii omenești, dar o biruință în ochii lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim biruitori, să trăim o viață de biruință și pentru asta să împlinim scopul pe care Dumnezeu îl are fixat pentru fiecare dintre noi și pentru aceasta să trăim pe pământul acesta încrezându-ne pe deplin în Dumnezeul nostru și în felul acesta biruința ne este asigurată. Noi suntem biruitori mai mult decât biruitori prin El. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Thank you.
Pentru tot ceea ce a fost în seara aceasta, spunem slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Domnul să ne însoțească pe noi și pe dumneavoastră, frații și surorile noastre, dragi și scumpi. Vă îmbrățișăm din toată inima și nădăjduim că dacă Dumnezeu ne va păstra cu viață și în viață, duminică dimineața vom fi din nou aici și împreună cu dumneavoastră de acasă și de acolo de unde vă aflați, uniți în Duhul, ne vom închina înaintea Celuia care a înviat și a biruit și ne vom bucura de Cel care a înviat și ne-a înviat și ne va învia. Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Acum ne încredințăm în brațul Lui, stăm înaintea Lui. Părintele nostru bun din ceruri, mulțumim frumos și pentru seara aceasta. Și, Doamne, mulțumim că ai fost cu noi aici.
Mulțumim că ai fost cu frații și surorile noastre acasă. Mulțumim că ai fost cu toți aceia din biserica aceasta, indiferent unde sunt ei, mai aproape sau mai departe de casă. Doamne, mulțumim că ne-ai păzit și ne-ai ocrotit pe fiecare în parte. Încă o dată mulțumim că ai protejat biserica ta de aici în vremurile acestea și te rugăm în continuare, Doamne, să lași protecția ta peste biserica întreagă și peste toți membrii și aparținătorii acestei biserici. Doamne, noi ne punem toată nădejdea în Tine. Știm că Tu ești acela care ne protejezi, de aceea chemăm protecția Ta și chemăm numele Tău peste noi, peste casele noastre, peste viețile noastre și peste biserica Ta răscumpărată de aici. Iar la ceas de seară, Te rugăm, Doamne, să stai și să rămâi în casele fiecăruia dintre noi. Vrem, Doamne, să ne dai odihnă și liniște în casele noastre. Te rog, Doamne, să fii cu aceia care sunt singuri, cu aceia care trec prin necazuri și probleme. Și încredințați, Doamne, că ne vei însoți, ne vei fi alături, că ne-ai ascultat, că vei face mult mai mult decât ți-am cerut noi și știm că vei face aceasta prin mijlocirea Duhului Tău cel Sfânt și a Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru toate, noi îți mulțumim și spunem ca toată lauda, slava, gloria și cinstea să fie ale Tale de acum și până în ziua veșniciei. Amin. Amin.